Bună seara dragii noștri telespectatori, privitori. Vă spunem și în această duminică seară din studioul Televiziunii Europa Nova din Timișoara, unde avem întâlnire și aveți întâlnire cu emisiunea Cuvântul care zidește. După cum v-am obișnuit, predominant invitații emisiunilor noastre sunt profesori la Facultatea de Teologie din Timișoara și această duminică seară nu face excepție pentru că în duminica a 3-a din Sfântul și Marele Post, duminica a Crucii, îl avem invitat pe preacucernicul părinte, conferențiar doctor Gavril Trifa, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Timișoara și sujitor la parohia Albac din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Preacucernice părinte, bine ați venit și mulțumim că ați acceptat să fiți prezent împreună cu noi în această seară. Vă mulțumesc pentru invitație, părinte profesor și mă bucur că suntem alături, iată, pentru a doua oară în acest studio și sperăm să avem o întâlnire cu mult folos duhovnicesc. Să dea Dumnezeu a doua oară într-un studio înnoit, prin grija conducerii acestei televiziuni și de ceva timp încoace am înnoit și genericul emisiunii noastre, în care, după câte se vede, predominant am adăugat imagini de la întâlnirea internațional a tineretului ortodox, care a avut loc anul trecut la Timișoara, la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Părinte profesor, ne aflăm în duminica a treia din post, duminica Sfintei Cruci. Evanghelia de la Marcu, ce se citește în această duminică, ne aduce aminte și așa este și intitulată Duminica, Luarea Crucii și Urmarea Lui Hristos. Înainte să intrăm însă în Ceea ce presupune semnificațiile Sfintei Cruci în viața duhovnicească a Bisericii și a credincioșilor noștri, vă propun să vorbim câteva lucruri despre Sfânta Cruce ca semn al biruinței, Sfânta Cruce ca semn al nădejdii, Sfânta Cruce care biruiește. Iată, Hristos a biruit prin Cruce moartea și a tuturor viață veșnică. Da? Mulțumesc pentru întrebare și pentru această deschidere de discuție pe care mi-ați propus-o. În primul rând, crucea este așezată, iată, la mijlocul perioadei postului celui mare, nu întâmplător de Sfânta noastră biserică, pentru că, zic Sfinții Părinți, Crucea are o mare semnificație pentru, pentru, întreaga creștinătate, dar în mod special pentru noi, creștinii ortodoxi, și dacă vedem în toate rânduiala Sfintei Biserii și în mișcările liturgice, de exemplu, mă gândeam acum că atunci când preotul iasă din Sfântul Altar cu Sfânta Evanghelie la Vohodul Mic, lasă în locul Sfintei Evangheliei, pe Sfânta Masă, lasă Sfânta Cruce. Sfântul Antimis. Exact. Deci trei obiecte sunt absolut necesare pe uh, Sfânta Masă, Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Iar când iese din Sfântul Altar, preotul iasă, uh, lasă pe Sfântul Antimis Sfânta Cruce. Mai apoi, deasupra catapetezmei, în orice biserică este așezată la loc de cinste Sfânta Cruce. Uh, toate acestea ne arată faptul că acest semn al biruinței, după cum spune și acea cântare, Doamne, arma asupra diavolului, cruceată e și o armă, ne-a ne lăsat-o Domnul nouă cu un anumit scop. Totodată mă gândesc acum la faptul că crucea are, dă un răspuns și la multe întrebări care au frământat omenirea și care prin cruce își găsesc adevărata rezolvare. Și acum Citind frații Caramazov, am găsit acolo o întâmplare care, într-adevăr, m-a pus și pe mine pe gânduri. Și, uh, întâmplarea, uh, cred că o știți: uh, o știm și o știm cu toții cei care au citit frații Caramazov, cei care nu, bine ar fi să-i să recitim. Uh, în care se spune că uh, e o discuție între Alioșa, care era socialist convins, și uh, fratele lui. Uh, Adică, Ivan, care era socialist, și Alioșa era cel care pleca la mănăstire, adică era convins să plece să-și schimbe viața. Și Ivan, văzând că fratele său pleacă la mănăstire, îi spune: Uite, uite, vreau să spun o întâmplare, și ca la care vreau tu să-mi dai răspuns. Cum dezlegi problema asta? Un copil de 8 ani a aruncat cu o piatră din greșeală și a lovit piciorul câinelui unui general din armata sovietică. Generalul îl prinde furios pe copilaș, îl dezbracă în pielea goală și îi spune fugi. În același timp, de față stând părinții copilului, care da, asistau neputincioși la această întâmplare, și generalul a toți câinii de vânătoare asupra copilului care alerga de frica câinilor. Vă dați seama ce s-a întâmplat? Câinele sfârșie copilașul sub privirile neputincioase ale, ale părinților și atunci uh, Ivan îl întreabă pe Alioșa care pleca la mănăstire ce face Dumnezeu sau cum îngăduie Dumnezeu care este iubire să se întâmple o astfel de atrocitate. Iată de aici se naște întrebarea cum să rezolvă acest nonsens al lumii. Mai apoi, uh, dacă ne uităm prin istorie, câte atrocități s-au întâmplat, găsim doctorul Mengele, care în cel de-al doilea război mondial făcea experimente vii pe copilași. Și atunci mi-am notat din frații Karamazov exact cuvintele lui Ivan, socialistul Ivan, care zice în felul următor: d dacă, dacă toată lumea trebuie să sufere pentru a răscumpăra prin suferință această nepieritoare armonie de la sfârșitul lumii, ce caută aici copilașii? Dacă Dumnezeu vrea să stingă răul, dar nu poate, zicea Epicur în secolul al doilea, înseamnă că e neputincios. Dacă poate și nu vrea, înseamnă că e răuvăitor. Dar dacă nici nu poate, nici nu vrea, înseamnă că nu este Dumnezeu. Dar noi vedem că Dumnezeu a creat lumea, întreaga creația sa este opera iubirii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a creat lumea din iubire, dar i-a oferit totodată și libertatea. Adică omul are posibilitatea de a alege și răul. I-a oferit așa, această șansă, i -a dat -o, doar omul i-a dat-o Dumnezeu de a avea posibilitatea să aleagă și răul. Și răul, de multe ori omul alege răul, dar orice om suferă și, vedeți, pentru că Dumnezeu îngăduie să omul să aleagă răul, omul alegând răul apare suferința și apare boala și apar necazurile, care sunt și ele, pot și, pot și ele să aibă un înțeles al crucii, o să vedem, dar orice suferință din aceasta este limitată în, într-un anumit timp. Cheia Sfintei Cruci este oferită de pârga care s-a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care el este singurul caz din istoria întregii omeniri, Mântuitorul Hristos, care a suportat, am putea să zice, cumulativ toate suferințele omenirii pe Sfânta, Cruce. Uh, acesta este, uh, într-un fel, uh, într-o primă fază, răspunsul pe care uh, încearcă, mai, uh, știți, Sfinții Părinți vin mai apoi și îl argumentează mult mai clar și mult mai precis. Și uh, vine Sfântul Paisia Ghioritul și zice într-o cuvântare a sa, omul duhovnicesc este întreg durere. Vedeți? Iar Sfântul Iustin Martirul și filozoful în secolul II după Hristos vine și zice, nimic din univers nu poate Exista fără acest semn al Sfintei Cruci. Iar mai apoi, contemporan cu noi, Sfântul Siloan Atonitul, vine și zice, toată veșnicia, oamenii vor trăi în contemplarea Mântuitorului, Isus Hristos, răstignit și înviat. Deci, încercând, vedeți, ca să răspundem la, la întrebarea pe care o adresa al al lui Ivan, unde sau cine, cum poți să-mi explici mie că Dumnezeu despre care tu vorbești și pe care uh, tu zici că-L simți și vrei să-L simți și cărea vrei să-L urmezi și îl trăiești până, trăiești până, la, urmă, trăiești până trăiești. la urmă, este Dumnezeu? Cum poate un Dumnezeu care spui că este iubire să îngăduie să se întâmple astfel de atrocități? Și vedem că acest răspuns nu-l avem decât în acceptarea ceea ce vor numi mai apoi Sfinții Părinți iubirea milostivă și zmerită a lui Dumnezeu. Adică atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe însuși Fiul Său celul născut l-a dat ca să moară pentru lume, ca pentru ca lumea să trăiască. Este ceea ce mai apoi uh, uh, Sfinții Părinți uh, vor spune uh, clar și răspicat și este o învățătură de credință care. Nu este atât de mult argumentată sau accentuată, mai bine zis, în, în tradiția noastră, doar Sfinții, la Sfinții Părinți am auzit-o foarte, foarte despronunțată, este ceea ce spun Sfinții Părinți, Dumnezeu l-a făcut pe om egal al său, nu mai sus, nici mai jos, egalul său, adică partener de dialog, nu poți să ai un dialog decât cu cineva care este persoană și care este egal cu tine. Și cum zicea un alt Sfânt Părinte, că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devine Dumnezeu, sigur, nu după fire, ci după, după hară. Da. Pare bine, Părinte, profesor, că dintr-o dată ați dat un răspuns și citind fragmentul din Frații Caramazov și vorbind despre alți Sfinți Părinți care s-au referit la Sfânta Cruce, ați dat un răspuns Într-un fel, neliniștilor, într-un fel, stărilor poate de grijă ale credincioșilor vis-a-vis -vis de prezența și existența răului în lume și inclusiv în viața lor care este de cele mai multe ori, cum a zis și dumneavoastră, o chestiune de alegere între bine și rău pe care Dumnezeu o pune la dispoziție. de multe ori noi alegem rău. Și noi alegem răul, da, o pune, da. O pune la dispoziție. Este ceea ce vă spune mai apoi, mă iertați, ce, va spune mai apoi sunt un Maxim Mărturisitorul că prin cădere, prin cădere a intrat în om, a intrat în om plăcerea omenească, iar urmarea plăcerii este durerea. Acum, cum ajungem noi la Taina Crucii? Ca aici, până la urmă, aici trebuie să vină întrebarea care ne frământă pe noi pe toți: cum ajungem noi să înțelegem Taina Crucii? Pentru că uh, vedem Sfânta Cruce uh, pusă la răspântile drumurilor, mă bucur de multe ori uh, în, uh, în uh, naveta pe care o am de făcut spre banat și dinspre banat înspre ardeal, uh, atâtea troițe. Cele mai multe troițe vreau să vă spun că sunt în zona Bihorului. Dacă mergem înspre Bihor acolo găsim foarte multe troițe, fiecare casă cred că are troițe sau mai mult crucile sunt puse pe casele, pe case, da, chiar fixate. Și cele mai puține în partea de sud a țării. Și cele mai puține acolo în partea de sud a zis că este și o aversiune, a existat chiar și un atac pe mass media la adresa crucilor. De ce ne trebuie nouă atâtea Cruce troițe? Atâtea, de -at atâtea, dacă cumva o să cadă vreo troiță pe o din aceea pe vreo mașină. azu ce, frăm ce frământări are omul contemporan neînțelegând, pentru că probabil nu se înțelege care e taina crucii. Crucea ascunde o taină. Dacă ziceam că Sfântul Maxim Mărturisitor a spus foarte clar că prin cădere a intrat în om plăcerea, plăcerea, iar plăcerea, urmat evident, de durere, acum cum vine Mântuitorul Iisus Hristos prin și rezolvă cele două probleme? Cum le asumă în viața lui? Și prima, Plăcerea este asumată de Mântuitorul Iisus Hristos uh, prin, în urma postului de 40 de zile, prin ispitirea pe care uh, vine diavolul și uh, o aduce. Prima ispită, după 40 de zile nemâncat, vine diavolul și zice uh, fă ca aceste pietre să devină pâini mm. și Mântuitorul vine și o respinge, nu numai cu pâine va trăi omul și celelalte două ispite, ispita de, uh, uh, ispita de uh, slava deșartă, împărățiile lumii și în ispita stăpânirii, adică toate împărățile pe care le va da și toate bogățiile lumii pe care, care, sunt respinse de Mântuitorul. Deci Mântuitorul respingând cele trei încercări spre plăcere, că toate îndrebnau spre plăcere, ne-a arătat că el a respins, ca om, a respins cele trei plăceri. Plăcerea de a mânca, plăcerea de a avea stăpânire și plăcerea de slavă de șartă. Mai apoi, cum vine Mântuitorul Isus Hristos ca să asume acum durerea? Nu? Pentru că vine a doua întrebare. Plăcerea am văzut cum a asumat-o respingând-o prin ispitire, prin renunțarea în urma ispitirii, refuzând cele trei ispite ale diavolului. Aici Mântuitorul asumă durerea lepădându-se de sine și acceptând durerea răstignirii pe Sfânta Cruce. Vedeți, din punct de vedere ritualic, liturgic, în timpul postului mare avem două momente în care Sfânta Cruce este scoasă afară din altar și adusă în mijlocul Sfintei Biserici spre a fi pusă la închinare. Prima, prima primul moment liturgic este acum în această duminică de astăzi când, iată, ne-am închinat cu toții, cu metanii mari, înaintea Sfintei să sărutând cu multă evlavie Sfânta Cruce. Crucii tale ne închinăm Hristoase și Sfânta Învierea Ta o, ta, o, -o, și, o și o slăvim. Deci, Crucea și Învierea. Vedem în toate cântările liturgice, Crucea este legată de Înviere. Învierea lui Hristos, văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus. Isus. Uh, crucii tale ne închinăm Hristoase și continuă mai departe uh, rugăciunea. da? Uh, <coughs> deci, uh, al doilea moment în care e scoasă Sfânta Cruce din Sfântul Altar este în ziua răstignirii, vinerea cea mare când uh, deja de joia cea mare, seara, la, joi denia la denia. de joie, da, e scoasă joi de Sfânta Cruce uh, în, mijlocul, în timpul deniei celor 12 Evanghelii, uh, deja am intrat în ziua liturgică de vinerea cea mare, nu? cu trenia de denia de joi seară, uh, când iese scoasă Sfânta Cruce spusă la închinare uh, cu toată evlavia în mijlocul Sfintei Biserici și toți credincioșii mergem și ne proșternăm în fața ei și ne închinăm lemnului Sfintei Cruci ziceam că mă bucur de faptul că există această evlavie a noastră a creștinilor ortodoxi față de Sfânta Cruce, dar m-aș bucura ca să înțelegem, iată, semnificația profundă a Sfintei Cruci și să înțelegem taina Sfintei Cruci, pentru că prin Sfânta Cruce Mântuitorul a asumat în persoana lui, a asumat plăcerea respingând-o și durerea, luând Sfânta Cruce prin iubirea milostivă pe care, sau iubirea smerită, zic Sfinții Părinți, pe care el a avut-o față de noi. Acum, legat de plăcere, vine în gând faptul că astăzi noi când vorbim de plăcere am încercat și postul să-l facem să fie cât mai plăcut și avem în timpul postului prăjituri de post. Ziceau părinții duhovnicești, nu există prăjituri de post. Prăjituri de post încă, încă e puțin, părinte profesor, avem mezeluri de post. Sau mezeluri sau brânzeturi de post, nu există așa ceva după, după părinții duhovniciți. Deci noi ca și creștini pentru a ne asuma taina crucii trebuie să scoatem plăcerea ca principiu din viața noastră. Asta este ceea ce face postul acesta de 40 de zile. Într-o într cântare liturgică dintr-o zi de joi am găsit în triod foarte frumos, triodul Cartea de Slujbă de Căpătâi în această perioadă, se spune chiar așa... Crucea Domnului este înfrânarea de la toată desfătarea și când m-am gândit atunci mă gândeam la prăjiturile de post ce bun ar fi o prăjitură uh, cu măr sau uh, știu eu uh, uh, o brânză de post sau un uh, cașcaval de post cu care să mai îndulcim postul cumva. Vă vedeți crucea ne spune foarte clar nu uh, orice plăcere a, în mutitorul ne arată prin faptul că a asumat crucea orice plăcere din viața noastră ar trebui să o scoatem iar, iar mai apoi să încercăm să ne curățim de patim. Scoțând plăcerile, de fapt, din viața noastră, ne curățim de patim. Acesta este termenul pe care Sfinții Părinți îl folosesc în toată literatura ascetică. Curățirea de patim, adică scoaterea din viața noastră a oricărei plăceri, nu a uneia doar. Apropo de Evanghelia Duminicii de astăzi, de la Evanghelistul Marcu, unde se spune cel ce voiește să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze, să fie acesta unul dintre sensurile acestei Evanghelie, adică cum am putea noi să ne împropiem cuvântul Evangheliei de astăzi, ceea ce a spus mai devreme? Da, da. Atunci când am, ziceam de Sfântul Maxim Mărturisitorul că el atunci când vorbește despre creație, Spune foarte clar că atunci, în momentul în care, după ce omul a căzut, a intrat în om plăcerea și durerea, cele două, spune că acestea ar pot fi scoase, într-un alt cuvânt al său, pot fi scoase prin faptul că noi am reușit ca să nu ne mai iubim pe noi. Vedeți, este un păcat foarte fin. Este atât de fin acest păcat încât să știți că și eu. În calitatea vremelnică de profesor de morală, atunci când vorbesc cu studenții uh, și discutăm la cursuri și la seminarii despre păcatele împotriva iubirii față de Dumnezeu, ne-am obișnuit ca în toate manualele de morală să fie păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu, ura față de Dumnezeu. Așa ne-am obișnuit noi. Uh, dacă nu-L iubesc pe celălalt, îl urăsc. Ori Sfinții părinți vin și zic altceva, și ceea ce spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nu ura față de Dumnezeu este primul păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu, ci primul păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu este iubirea de Sine. Adică nu pot să-l asum pe celălalt în viața mea atâta timp cât eu am privirea orientată înspre spre mine. mine. Dacă reușesc ca să mă golesc de mine, adică e normal. Dacă am cămara plină cu, cu bunătăți din toamnă, am pus că gogoșari, dulcețuri, vine iată primăvara, ajută Domnul și vine vara și punem din nou în cămară. Va trebui să golesc ceea ce este acolo ca să pot să pun altceva. Este ceea ce trebuie să facem și noi. Adică să ne eliberăm de toate plăcerile din interiorul nostru pentru a reuși ca să nu ne mai iubim pe noi, să ne scoatem afară părerea bună care o avem despre noi, și să punem în locul ei iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Oricine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Lepădarea de sine în acest context înseamnă a nu te mai iubi pe tine. Am eliberat de părerea care o am despre mine, Am eliberat de toate părerile care le eu am în mintea mea despre mine și ai face loc să-mi las loc în locul lămas liber să-l pun pe Dumnezeu și pe aproapele. Nu poți să ajungi la Dumnezeu, nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă pe care e văzut, dacă nu îl iubești pe aproapele care este lângă tine pe care îl vezi în fiecare zi. E, aceasta înseamnă a te lepăda lepădarea de sine. Acum, din punct de vedere psihologic, o să, o să vină psihologic și o să fie multe discuții legate de această problemă. Cum? Adică, lepădarea de sine nu înseamnă o depersonalizare. A devenit un om fără personalitate? Nu înseamnă a rămâne ancorat în tradiția vie creștin ortodox, a rămâne chip al lui Dumnezeu care tind spre asemănare. A ști exact cât valorez eu din punct de vedere al acestei vieți pe pământ, a ști că viața aceasta pe pământ înseamnă doar o călătorie în care, mergând cu Sfânta Cruce, pe care este Hristos răstignit și înviat în același timp, așa cum spun toți Sfinții Părinți, atunci o să am șansa Uh, șansa de a înțelege adevăratul sens al acestui cuvânt, oricine vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să nu se iubească pe el. E foarte greu acest cuvânt. De mă gândesc acum când mă uit la dumneavoastră că uh, uh, noi suntem învățați de mici să avem o părere bună despre noi. Acum, dacă copiii merg, copiii mei merg la școală și uh, vin acasă și -mi spun, tată, uite, l-am dat o palmă. Și vin, eu. Uh, orice părinte cam așa învață. Măi, dacă ți-a dat -o la o palmă, dă și tu, nu? Acum, eu, eu am încercat și m-am gândit și eu ce să fac? E o situație așa de delicată și cu care se confruntă atâția părinții zilele noastre. Se întâmplă atâția în școlile noastre. Cu situația bullying -ului. Cu bullying acestea. Da. Ce să faci? Din, din, punct de vedere creștin ortodox există asumarea, adică a trăi cumva durerea celorlalți, ceea ce copiii foarte greu, Adică cum adică să, să, renunț eu la... Eu, eu am dreptate și el îmi spune că uh, colegul mă nedreptățește. Cum să accept așa ceva? Că toți mă arată cu degetul. Nu? Vedeți, uh, este ceea ce se promovează astăzi în școlile noastre. Uh, nu te lăsa, dacă el ți-a dat un pumn, dă și tu. Dacă el te vorbește de rău, vorbește el și tu, nu te lăsa. Ba mai mult, părerea bună despre noi este cultivată astăzi prin ceea ce poartă numele de CV și o să cere cere ul în care să spunem tot ce am făcut în cariera noastră academică, cât de multe articole și referate, am, la, cât, la câte emisiuni am participat, la câte conferințe internaționale am fost, nu avem ce face, trebuie să îndeplinim și aceste cerințe, nu? Dar toate acestea dezvoltă în noi părerea bună care avem despre noi, că suntem totuși cineva, uitând de fapt că suntem atât de nimic uh, și îmi vin în minte uh, ceea ce spunea Gheron Iosif Hastul, ca vrut să scrie o carte în care, pe care să o intituleze chiar așa, Omul este nimic. Și m-a impresionat acest cuvânt uh, al Sfântului Gheroniosiv, uh, omul este într adevăr nimic. Acum uh, <coughs> vedeți uh, e foarte greu, e foarte greu ca să înțelegem taina crucii, dar când omul începe și să curățește de păcate, de patii Zic Sfinții Părinți că inima începe să se subțieze. Când inima se subțiază, adică devine, devine din bolovan, devine moale, maliabilă, plastelină, poți să lucrezi cu o inimă de genul ăsta, că primește cuvântul de la tine. Orice cuvântul dai, îl primește. E ca pământul acela care primește acum primăvara, primește toată ploaia, primește sămânța ca să aducă rod. Ploaia care din păcate nu prea e, însă mă gândeam la o inimă de piatră, apropo de cântări, cu nu, dumneavoastră a zis inimă de bolovan. Da, sau de piatră. Sau da, de Sunt foarte multe exprimări. Care nu poate aceea. să, da, într-adevăr, inima de piatră nu poate să primească Nu poate să primească nu nimic. poate da. să primească nimic. Cam pildă asemănătorului. Da. E, asta, zic și Sfinții Părinți. În momentul în care ne curățim de patim, când renunțăm la plăcere, scoatem plăcerea, patimă plăcere, cam acela lucru înțeles la Sfinții Părinți, scoatem plăcerea din viața noastră, inima devine moale. Adică nu mai mânc o prăjitura aia de post, o văd, arată nemaipomenit. Da, nu mai mânc Fac acest mă abțin. Știu pot, am posibilitatea să mă duc, să mi-o cumpăr, dar nu mai mănânc acum că e post. Fac renunț la această plăcere și vedeți cum lucrează Dumnezeu, inima începe să se moaie. Se subțiază, zic sfinții părinți. Adică devine moale Deci, deci se subțiază, deci sunt direct proporțional, se subțiază și trupul și trupul, dar și inima. inima. E când inima Aici e vorba. Vedeți că noi spunem foarte multe cuvinte și la studenți. Și le-am spus de, de atâtea ori. Zic, câte cuvinte din care eu vi le-am spus, iată, de 20 de ani de când sunt aici la facultate, câte cuvinte din care vi le-am spus v-au rămas. M-aș bucura ca peste 10 ani, când ne întâlnim și veți fi preos prin paruhiile banatului, să, să aud un cuvânt, să ne întâlnim, să -mi spuneți un cuvânt. Părinte, știți că mi-a spus atunci un cuvânt care mi-a rămas în inimă, din 2 ani de cursuri de morală. <coughs> e, acel cuvânt sau acea trebuie, aceea, va, aceea ar trebui să fie adevărată evaluare, e, dar acel înseamnă că ai avut o inimă deschisă o inimă moale, care a primit cuvântul ori vedeți, și noi predăm atâtea învățături folositoare la teologie într-adevăr, studenții e, noștri sunt bine pregătiți și fac față examenelor atât din țară cât și din străinătate e, dar aș vrea să lucrăm mai mult e, cum zicea în al părinte e, mitropolit Ioan, la inimă inima aceea să devină moale, fragilă, să primească cuvântul și să ne putem bucura amândoi să auzim peste ani de zile, uite, părinte, știți că mi-a spus un cuvânt și mi-a rămas cuvântul acela, Dumnezeu să vă dea sănătate. Știți cum, cât de frumos este, este o astfel de întâlnire peste ani de zile, întâlnirile cu alumnii pe care le face Universitatea, Universitatea noastră de vest. Și nu numai întâlnirile cu alumni, dar și aceste întâlniri care la un moment dat nu știi când sunt, sunt inevitabile, pentru că suntem preoți și și ei vor fi preoți, nu? Da. Și te întâlnești, nu știi la ce hram, nu știi la ce sobor, nu știi în ce context, te întâlnești și slujești unul cu altul. Și atunci, da. sigur că e de preferat ca amintirile să fie unele frumoase și de o parte și de alta, nu? Apropo da. de inima aceasta care da. ar trebui să se lase modelată. Exact. Acum, partea a doua a luării crucii despre care vorbeam are acel sens a accepta nedreptățile care vin în viața ta, bolile, suferințele și toate celelalte. Acum, aici, Sfinții Părinți vorbesc despre faptul că luare a crucii are loc deja în, faza, deja în faza a doua. Deci, după ce te-ai curățit de plăceri, ai renunțat la plăceri, la patimi uh, și acum vine a, uh, faptul că mintea începe să se lumineze. Dar, vedeți, mintea, de toți Sfinții Părinți, nu este înțeleasă ca uh, creier sau nu este asociată cu creierul. Mintea, în înțelesul Sfinților Părinți, este înțeleasă ca uh, locul central al omului duhovnicesc. Forul cel mai interior al omului, al omului duhovnicesc. E, acolo, de aceea se vorbește de legătura dintre minte și inimă. Nu dintre inimă și creier, bineînțeles. E, acolo, zice dacă mintea este luminată de harul Sfântului Duh, se întâmplă două lucruri care sunt vizibile în viața oricărui om. Un om luminat de Dumnezeu poate să se roage cel puțin două, trei ore și să aibă mintea, adică forul interior a țintit la Dumnezeu să se concentreze la rugăciune și apare ceea ce va spune și Sfântul Siloan Atonitul, iubirea de vrăjmași. Adică rabd ocările, nedreptățile care vin asupra mea fără că eu să am nicio vină, le rabd și mi le asum. Este ceea ce îmi plăcea o exprimare a unui Sfânt Părinte care zicea mă doare, faptul că pe tine te doare pumnul pe care mi l-ai dat în gură și mi-ai scos dinți, Este extraordinar acest, 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 cuvânt. Mă doare, nu mă doare faptul că mi-ai scos tot că din... m lovit. că m-ai lovit și mi-ai scos o mm -mm, dinții faptul din că gura, te doare pe tine. Și mă doare pentru că ai o durere la pumnul la care mi l-ai dat. Este, este, este o, un adevăr, este, am putea zice, un, 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 o trăire înaltă la care noi suntem chemați în această sfântă zi, de duminica a treia, din post, în care suntem chemați să, să ne întărim și noi cu aceste învățături duhovnicești ale asumării tainei Sfintei Cruci în viața noastră, a o face prezentă în viața noastră. Ca să rămânem cu ceva foarte clar și foarte practic, este o asociere pe care am făcut-o cu trei personaje din Sfânta Scriptură și care, pe care le cunoaștem cu toți. Primul, a zice, primul înțeles al crucii este cel pe care îl, îl dă Simon Cirineul. El venea de la țarină și este obligat, obligat să ducă crucea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. E, el nu a dorit să o ducă. L-au prins soldații, i-au pus crucea în spate, o duci. E, acum, în înțelesul nostru, necazurile, bolile care vin fără ca noi să vrem în viața noastră, dacă le acceptăm ca fiind, ca fiind datorită, zic, Sfinții părinți, să spunem, datorită păcatelor mele, sufăr tot ceea ce sufăr și să-l chemăm pe Dumnezeu să vină, să ne ajute ca să le ducem și să nu acuzăm pe nimeni, atunci crucea începe să aibă o valoare pentru, sau crucea care înseamnă în cazul de față durere, suferință, necaz, nedreptate. Da. Atunci crucea începe să aibă o valoare duhovnicească pentru noi. Dacă nu, nu are nicio Dacă începem și cârtim, cum facem noi de obicei, dar de ce sufăr eu? Dar de ce uh, trebuie să plec eu capul tot timpul? De ce tocmai eu? Dar de ce tocmai eu? Că n-am dat, n-am omorât pe nimeni, nu? Cum zice toată lumea, nu. Totul vine cu știrea lui Dumnezeu. Nici un fir de păr din capul nostru nu cade fără știrea lui Dumnezeu. E, acum vine partea cea de-a doua, a doilea înțeles al crucii, uh, practic, cum am zis, care uh, l-am uh, asociat cu tâlharul din partea dreaptă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Care tâlhar deja începe să uh, înțeleagă și să spună, de ce îți bați joc? Nu vezi că acesta suferă fără să aibă niciun păcat? Noi pe drept, adică începe să vadă că, să-și vadă păcatul tu eu sufăr. să se, se uite în oglindă. Da, eu, mă, eu sufăr pentru, pentru că pe drept sufer, Pentru păcatele mele sufer. Și să uită spre Mântuitorul după ce spune aceste cuvinte și spune, pomenește-mă Doamne când vei veni într un împărăția ta. Momentul în care Mântuitorul îi spune, astăzi vei fi cu mine în Rai. Adică a, faptul că a, și-a asumat toată, toată viața lui de păcat este ceea ce mai apoi va spune Sfântul Apostol Pavel uh, în, și cuvinte pe care le rostim și noi înaintea mo fiecărui moment în care ne unim cu Sfântul Trup și Sânge. Cel mai mare dintre păcători sunt eu. eu. Nu e vecinul, nu e soția, nu, e, nu sunt copiii care toți aceștia m-au făcut să cad în păcat. Nu. Eu. Eu sunt vinovat, eu sunt rău, eu nu m-am -am rugat, eu nu am făcut fapte bune, eu, datorită mie, sufăr tot ceea ce sufăr. E deja începe să aibă un, un sens, un, o valoare, o, o valoare uh, duhovnicească și cel de-al treilea sens al practic la care m-am gândit la Sfânta Cruce este acela pe care ni-l oferă Mântuitorul Iisus Hristos luându-și crucea iar momentul acela de asumare al crucii Mântuitorului Iisus Hristos începe cum vă vedea peste câteva săptămâni în grădina Ghețimanii. Acolo zice că zic, Sfinții Evangeliști în relatările din acele, ace, în acele, momente că cea mai grea suferință a fost lupta cu moartea. Acolo a început taina Sfintei Cruci. În grădina Ghețimanii, când Mântuitorul s-a rugat cu lacrimi de sânge, Părinte, dacă este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Adică nu, orientarea nu este spre mine, spre, spre ceea ce îmi ce doresc eu, spre iubirea de sine, cum cum ziceam, ci orientarea este spre tine, Tatăl Ceresc. E, și tot ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că e, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe însuși Fiul Său cel Unul, l a dat pentru lume ca să moară pentru lume. Este ceea ce Sfinții Părinți mai apoi și mai e, vor, e, vor argumenta și vor zice, Ă, prin cuvinte foarte simple, vreau să mor eu ca să trăiești tu. Ce iubire mai mare decât aceasta pot exista pe fața acestui pământ. Și Sfântul Policarp, episcopul Smirnei, care se ruga să fie măcinat de dinții fiarelor, mai bine să mor ca un greu ca să. Decât, da, ca să viețuiască în viața de dincolo și să se unească cu Hristos. Ne-ați spus foarte multe lucruri în seara aceasta, Iertați. deosebite, de la literatura, iată, universală, până la exemplele acestea ultime de luarea crucii pe care ni le-ați dat și care culminează cu asumarea crucii de către însuși Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum a zis în grădina Ghețiman și lupta aceasta deosebită între... între să zicem, partea omenească și partea dumnezeiască și tot ceea ce știa Mântuitorul Iisus Hristos, că urmează să îi se întâmple în grădina Ghețimanii. Nu știu dacă mai avem foarte mult timp, însă în câteva minute, câte au mai rămas, ce altceva ați mai putea să ne spuneți așa ca de încheiere și ca de mângâiere, pentru că, iată, Jumătatea postului este aproape, nu este chiar acum, ci este aproape, și. Da. În același da. timp, ne mângâiem sub, la umbra crucii, ne odihnim puțin la umbra crucii, pentru că mai avem de parcurs un drum, încă, am zice, destul de lung până la slăvita sărbătoare a Învierii Mântuitorului. Și deci, în acest popas de tihnă. Și cu gândul la Dumnezeu, și la toată așeza pe care o avem înainte, un cuvânt duhovnicesc, și totodată de încheiere a emisiunii noastre da. din partea Sfinției Voastre. Acum mă gândeam în timp ce făceați această propunere: la faptul că ne-am cam obișnuit cu semnul crucii, cu acest semn pe care tinerii noștri să-l poarte așa cam peste tot. Vedem pe stradă tineri cu cruciulițe prin urechi, cu cruciulițe brățări pe la mâini, prin buze. Prin buze. Și am stat de multe ori și m-am gândit dacă știu ce înseamnă Sfânta Cruce. Și răspunsul clar, l avem nu, nu se cunoaște care taină este cruțul, taina crucii, nu este tain... Nu se cunoaște taina crucii, este o taină o o taină aceasta care trebuie explicată poate mai des și dacă nu coborât dialogul la nivelul de înțelegere al tinerilor și care să înțeleagă Sfânta Cruce, că e Sfânta Cruce care altarul de jertfă al Mântuitorului Iisus Hristos nu poate fi purtată oricum și oriunde o purtăm cu multă evlavie la gât și atunci când vin, vin mămicile sau credincioșii noștri cu cruciulițe, părinte, vă rog să însfințiți cruciulița aceasta pentru copilul meu care nu vine la Sfânta Biserică niciodată, dar măcar o cruciuliță să poarte sfințită. Noi să vârșim sfințirea. Există rugăciunea specială în molitfelnic de sfințire a crucilor pectorale și al troițelor. Dar, vedeți, și ele poartă, bineînțeles, sunt cruci care ajută. Dar nu înțeleg puterea care există în cruce, în acest semn, în el există o putere. E vorba de, de o putere de care de care spunea și spune și cântarea de la masă Doamne, uh, arma asupra diavolului este crucea ta, ne dată dat nouă, că se îngrozește și se cutremură. Ne suferind dacă căutați spre puterea ei. Nu, că deci, moartea crucea, crucea este o armă. Crucea e o armă, deci crucea armă. cu care o armă cu care te duci la război. Ei, când tu pui arma aceasta, o pui arma, o pui în ureche, nu? Deci, hai să plecăm la război. E clar, tu ai plecat la un război, nu? Tu te duci la război, nici nu dai seama. Ai pus crucea în buză, nu? Z ai pus -o, sau un nas, sau mai știu pe unde, sau brățare la mână, nu? Ia un obiect decorativ, ornamental, dă bine. Sau metanii, văd că toată lumea poartă metanii. Azi, am văzut, ați văzut și dumneavoastră, văzut, sigur, toată lumea sigur, poartă, sigur. merge la mănăstiri, merge la da, catedrale, și la biserică, cumpără și pune și cumpără, toată metania. lumea cumpără medalii. Dar știi de ce rol au? Știi care e semnificația duhovnicească a semnului Sfinte cruci a metanilor în cazul de față? Adică e o armă, dacă e o armă tu, înseamnă că ai plecat la un război. Războiul acesta poartă numele de război, pe care nu-l vezi, războiul nevăzut, de cartea de scrisă de Părintele paritele și Nicodim Agheoritul. E, bun. Dacă ai plecat la război, nu vezi cu cine te războiești. Acela este vrăjmașul, zic Sfinții Părinți, vrăjmașul de a. El știe că tu pleci la război la, la, la un fel de glumă. Deci, pentru tine, războiul acesta e o glumă. El n-avea nimic cu tine, zic Sfinții Părinți. El stătea liniștit. E, dacă tu ai scos arma, înseamnă că tu ai zis, a, vrei să ne duelăm, nu? Și, -și atunci el vine. Și zic Sfinții Părinți că tu l-ai provocat. Cu ce? Cu metaniile pe care tu le folosești ca obiect decorativ, fără ca să zici, cum zic Sfinții Părinți, la fiecare bobiță de acolo. Doamne Domnul Iisuse, Iisuse Iis. Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Că ăsta e rolul metanii, să te rogi, să faci metanii. Nu? În, în, în perioada aceasta a Sfântului și Marului Post se fac metanii, metanii mari care dintre noi mai are această practică a săvârșirii metanilor? Că ni se par greu, ne, doare, ne dor toate când ni se ne apucăm de metanii. Nu, e foarte greu. Și atunci și Sfânta Cruce o purtăm ca obiect decorativ, o folosim așa peste tot, noi plecăm la război, el potrivnicul vine și se războiește și ne aduce neplăceri, neajunsuri, ne creează predispoziții la a păcate. Acum, în perioada postului, îmi spun foarte mulți părinte, până când nu posteam, toată, era foarte bine. Acum am început să postez, să mai rog și eu, toate ispitele vin. De unde vin? Păi tu ai plecat la un război, nu? Te-ai de acest război. Porți Sfânta Cruce cu cinste la gât. O porți cu toată evlavia. O săruți cu toată cinstea. Crezi în puterea ei. Acolo e o putere. Puterea care e dată de la Mântuitor răstignit și înviat. Asta, asta trebuie să înțelegem și asta trebuie să înțeleagă toți tinerii. Nu plecăm la război așa cum pleacă toată lumea astăzi, hai să plecăm la război și noi suntem nepregătiți. Doar că vrăjmașul ne trimite ispite, ne trimite gânduri, certuri, acum în perioada elor postului cum, și el își face e, lucrarea. Vedeți și, cred că dacă am, dacă am rămâne cu, cu acest gând de a da adevărată cinstire a Sfintei Cruci, de a înțelege taina și puterea care vin din semnul Sfintei Cruci, de a ne săvârși semnul Sfintei Cruci cu toată cinstea. Adică nu în grabă. Crez crezând într-adevăr că atunci când ridicăm cele trei degete și le unim și le ducem la frunte și zicem numele Tatălui și al Fiului la piept și deci noi unim mintea, cum ziceam, cu inima, inima cu mintea și mai apoi aducem și planul orizontal adică toată lumea vreau ca să mântuiască. Pentru că de mântuit nu ne putem mântui singuri. Sau ne ducem în iad, cu to în, în iad cu toți, bine, sau ne ducem, cum aș vrea, să ne ducem cu toți în rai. Deci, în rai nu putem merge singuri, clar. Și să zicem atunci și noi, Catelharul de-a dreapta, pomenește. pomenește, mă Doamne, când vei veni într-un părății, părinte, profesor. Vă mulțumim pentru tot ce ne-ați împărtășit în această seară și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Cu drag, vă mulțumesc frumos, mulțumesc telespectatorilor și un post cu mult folos duhovnicesc. Vă doresc în continuare. Amin, asemenea și Sfinții voastre. Dragii noștri, ne oprim aici. Ne vedem, ca de obicei, duminica viitoare, în duminica a patra din post a Sfântului Ioan Scăraru. Săptămână binecuvântată tuturor. Doamne ajută! Doamne ajută!